Povestea robotului virusat. Ricky locuia într-o casă minunată, modernă, în care găseai orice ți-ai fi dorit și nu ți-ar fi lipsit absolut nimic. Deși Ricky nu ajuta prea mult la treburile casei, a fost foarte încântat atunci când a aflat că părinții lui urmau să cumpere cel mai modern robot care exista, robotul majordom. De cum a ajuns acasă, robotul majordom s-a pus pe treabă. A început să spele, să calce, să gătească. Dar cel mai important, a făcut curat în camera lui Ricky, unde erau plini de haine și de jucării pe jos. În acea primă zi, când Ricky s-a pus la culcare, camera era un dezastru. Nici nu vă puteți imagina câte dezordine putea fi acolo. Toate jucăriile erau claie peste grămadă, haine aruncate pe jos, caiete, cărți, creioane, pixuri, rățuște, mingiuțe. Iar când s-a trezit de dimineață, era totul perfect. Era curat. Era un pic cam prea curat, după părerea lui Ricky, pentru că nu-și găsea tricoul preferat și una dintre jucăriile preferate. Atunci, a bănuit că aceste jucării au dispărut din cauza robotului majordom. Și le-a căutat și le-a căutat și oricât le-ar fi căutat, nu le găsea nicicum. Supărat, s-a dus la părinții lui și le-a spus: Mami, tati, trebuie să schimbați acest robot. Este stricat. A fost programat greșit. Cred că este chiar virusat. Mai bine îl schimbăm. Nu este bun de nimic. Nu găsesc lucrurile. Mi-a ascuns jucăriile. Părinții zâmbind le-a spus că nu pot schimba robotul. Lor li se părea eficient, li se părea chiar bun și gătea extraordinar de bine. Ricky a plecat supărat. Și-a dat seama că trebuie să dovedească. S-a gândit că poate chiar ar trebui să facă câteva poze pe ascuns acestui robot majordom care îi ascundea jucăriile. În fiecare zi continua să se plângă de faptul că nu își mai găsea jucăriile, pentru că în fiecare zi dispărea câte o jucărie din cameră. Cum se plângea el părinților, într-o zi robotul majordom trecea pe acolo și l-a auzit pe Ricky. Și a spus: Iată-ți jucăriile. Nu știam că te deranjează atât de tare că nu le mai ai, spuse robotul cu o voce metalică. Ricky a spus: Cum să nu mă deranjeze, tâlharule? Normal că mă deranjează. Mi-ai ascuns jucăriile și mi le-ai furat și le-ai ținut ascunse preț de câteva săptămâni. Ești un hoț, ești stricat și ești virusat. Robotul, calm, i-a spus: Nu, eu am făcut treaba exact așa cum eram programat. Dacă am găsit aceste jucării pe jos, mă gândeam că nu sunt de folos și că nu-ți mai trebuiesc. Așa că noaptea le duceam unor copii sau în locuri în care ar fi fost mult mai apreciate aceste obiecte. Eu sunt un robot cu eficiență maximă, spuse robotul un pic mândru. Atunci Ricky s-a simțit puțin rușinat. Și-a dat seama, într-adevăr, că nu avea deloc grijă de obiectele lui. Și-a dat seama că robotul era chiar foarte bine programat. Pentru că nu-și trata jucăriile deloc bine. Le lăsa aruncate, se stricau, se rupeau, se învecheau. Și sunt copii care nu au acele jucării și care, cu siguranță, le-ar fi îngrijit mult mai bine decât el. Din acea zi, Ricky s-a decis să devină un băiat cu eficiență maximă. Așa că a început să-și îngrijească jucăriile, să-și îngrijească hainele și toate obiectele pe care le avea. A făcut tot posibilul să nu aibă nimic mai mult decât și-ar fi dorit. Și a făcut tot posibilul ca jucăriile rămase sau jucăriile pe care nu le folosea și hăinuțele să ajungă la copii care se puteau bucura mai mult decât s-ar fi bucurat el de jucării. Haideți să fim cu toții copii cu eficiență maximă!